deja. Oh, întors de la școală. Să mă îmbrac. Preci sunt la Adriana. Mă duc la ea. Ah, Adriana. Unde am toate hainele? Eu întârzi. Ce dimineață friguroasă. Ei, pe nimic. Nu mă duc la prima lecție. Și Adriana. Voi sta 3 săptămâni singură. Cu ei era vesel, mă distram. Plecam în călătorie. Tare interesant. Dar așa, școala acasă, școala acasă. Ce-s fac? N-am cu cine mă duce. Tata la serviciu. Cătălina probabil doarme. Cristina la fel. Hei! Cine e aici? De ce lumina e aprinsă? Miriam, salut! Dar ce faci tu la Dani și Adriana în cameră? Am venit să-mi iau niște haine la Adriana și când vin, niciunului. Logic, ei s-au dus la universitate pentru 3 săptămâni. Da, deja am aflat. Am crezut că s-au dus de acasă. Sincer îți zic. Ah, Miriam, tu și gândirile tale. Da, dar este o problemă. 3 săptămâni stau fără Dani și Adriana. Păi, hai cu noi. Stai 3 zile la oraș. Este weekendul. Nu trebuie să lipsești de la școală. Hai! Yes, yes! Eu mă gândeam cu cine să mă duc. Eu atât de tare vă iubesc. Mă duc să-mi fac geanta și să mă machiez și să mă îmbrac. Ne întâlnim afară. Pa, pa! Vai! E interesantă! Va fi! Cum cu iatușa și uitați-vă, am scos pernele afară, niște haine. Aici avem plăcinte. Mămica a făcut ieri plăcinte pentru Dani și Adriana. Plăcinte. Studentul nostru, student. Aici deja sunt lucrurile mele, chipiul, geanta și ghiozdanul. Așa stau și aștept pe Badea și pe Cătălina. Afară. Iată-i, vin!
Vin să mă ia pe mine. Și gata, ne urcăm în mașină. Gata, noi am ajuns în Chișinău și ne ducem la spital cu Mela. Intrați la Cătălina pe vlog și veți vedea ce facem acolo. Ea are competiție astăzi. El va dormi la cămin, dar noi vom dormi în apartament. Singure. Mâncăm sushi fără Radu. Noi fără Cătălina. Și numai noi se bucură, se bucură și Radu. Da. El se bucură. Bucurie reciproc. E Dani cu Adriana. Uitați-l, Dani astăzi este acasă, nu are lecții. Hei, Ela! Adriana, ce mai face bebele tău? Ce face bebe? Crește. Studentul! Mai ia de sunt. Și-ți-a dus biscuiță cu zi mama. Mela vrea ciocolate. Cine, Mela? Da? Da. Când am putut comanda taxi, că aveau multe bagaje și l-am chemat pe bădica noastră. Nu stare multe bagaje. Sunt multe. Spun, Dani, avem pierni, avem plăcinte, avem... Cântar! Avem cântar! Cântar avem, avem Miriam numai cât haine și-o luat. Adriana, las biscuiții, îmi duci la mâncare. Te-a fost doar de Lelica? Nu. Nu? Te rog, ține așa, că așa e de grea. Doamne, te rog. Hai, însărcinata noastră. Aba. Oh, ce ghine. Cezat lângă teren, Camela se poate juca. Ne poți să juci? Te faci experiență cu fetițele. Stai, Mela. Mela, descălță. A venit la noi mâncarea. Dani și-a luat cremă supă, iar eu cu Adriana soleamcă. Am ieșit la mâncare. Cât de bine e afară, m-am îmbrăcat prea gros. Mela! Mela și-a pus la gură, ea fără asta nu vrea. E la bă de vrie, e la bă de vrie. Hei, Adriana! Gata! Ai pierdut-o! Hai, facem o poză! În sfârșit am ajuns la apartament. Luăm ghiozdanele. Plășințuialele. În BMW. În BMW. Port bagaj plin. Pentru două zile. Intrăm în ascensor, căpiem? Căpiem? Miriam, duci pe jos. Ați-l Adriana, cum ține ea biscuiții? Important, biscuiții în cap. Gata, am intrat în casă. Cât de bine. Chiar dacă am mâncat, Adriana mi-a zis că a făcut sălățică. Preferata mea de crabi. Și acuși mănânc. Puțin, dar mănânc. Îmi tare poft. Mela, vrei salată? Da? Nu? Cât de plină nu aș fi, oricum salata de crab trebuie gustată. Așa de tare iubesc. E bună. Tăiat-o mărunțel cum îmi place mie, Adriana. Iar acum, dragilor, noi vă spunem pe curând, pa, pa! Noi plecăm la culcare!